joacă fără spectatori? Foarte urât. Foarte urât. Nu este prima oară, dar este urât să joci fără spectatori și... chiar îmi pare rău dacă am putea să facem noi un demers, cred că am fi cei care am fi de acord să, într-adevăr, să joace cu spectatori, pentru că e foarte important ca în tribună să ai un care să te privească. Și să sperăm că să aibă și ce să privească. Ce se poate schimba față de ultimul meci? Multe. Echipa, jocul, poate rezultatul, dar nu știe nimeni dinainte. Nu, să cum simțiți că s-a schimbat ceva până acum sau? Eu vă spun sincer că chiar vreau să, nu știu, să opresc puțin speculațiile care apar sau anumite discuții care apar în jurul echipei, că eu știu că unii n-ar dori, că unii sunt cu alții, că unii sunt manipulați și așa mai departe. Nu. Nu există așa ceva. Nu există. Eu am mare încredere în ceea ce antrenez. Am cea mai mare responsabilitate când spun aceste lucruri. Dacă ceva a fost greșit la echipă și rezultatele sunt care sunt, cea mai mare vină are antrenorul principal cu staful tehnic. Jucătorii, deci nu vă spun din complezență sau să mă dau bine lângă ei. Ei mă cunosc foarte bine. Pot să-i și laud sau pot să le dau și în cap. Nu au nicio vină, au dorință. Ceva cred că care n-a mers, cred că e greșeala mea în principal. Și mi-asum această responsabilitate. Ceea ce se vehiculează până târg sau până la piață sunt idei mărunte pe care eu nu le bag în seamă niciodată. Și nu trebuie luate în seamă. Nu am niciun fel de problemă. Am început ce acolo spuneți că să faceți o analiză. Da. Ați făcut-o. Ce răspunsurile vă ați găsit? Păi, unul din răspunsuri l-am dat acum. Cred că una din motivele care echipa a jucat mai slab este la conducerea tehnică. Noi am făcut anumite greșeli și am încercat și în această săptămână și să încercăm și zilele următoare să îndreptăm cam ce credem că am greșit. Greșeli de cine atunci? În alegerea jucătorilor? Poate. Poate de orice. Nu de vorba de tactică. Poate de alegerea jucătorilor. Poate de pregătirea pe care am făcut-o și n-am făcut așa cum ar fi trebuit să o facem. Nu știu. Ne asumă noi această responsabilitate sau mi-asum eu această responsabilitate. Eu am încredere în jucători. Aș vrea să elimin, dacă se poate, prin această declarație, orice suspiciune vis-a-vis de unul sau altul. Deci nu cred că poate să existe așa ceva. Și aș vrea să cred că a fost o greșeală de poate de tactică, poate a fost o greșeală de pregătire, poate a fost o greșeală de a alege jucătorii potriviți la momentul potrivit, dar sub nicio formă ceea ce se discută în oraș. Exclus așa ceva. Să văd totuși un avantaj, dacă poate fi un avantaj, faptul că nu aveți linie de pierdut la Steaua. Niciodată, de când eram jucător. Când evoluai contra Stelei sau a lui Dinamo, era o bucurie și era o motivare în plus, fără să ne spună antrenorul sau conducerea, așa mai departe. Același lucru este și acum. Suntem o echipă care am avut rezultate destul de bune în ultima perioadă cu Steaua sau contra Stelei. Și hai să zicem, poate să profităm un pic de faptul că se va gândi poate și la meciul de marți din Champions League. Este clar că este obiectivul principal al lor. Și să sperăm că se vor concentra mai mult pentru acea partidă și ne vor trata cum ne-am tratat noi pe cea glob. Să zicem că veți schimba sistemul de joc? Vă renunța la 4-1-4-1? Nu știu dacă o să... A zis că poate a fost o greșeală de tactică. Poate o să schimb, o să vedeți. Poate o să schimb mai multe. Mulțumesc.
așteptăm la multe schimbări de nume în primul 11? E posibil. E posibil să apară anumite schimbări. Între un joc în care, cum îmi punea și din asta întrebarea, chiar nu ai ce să pierzi și poți să vezi într-o competiție cu un adversar foarte bun sau cel mai bun adversar din țară, care e și nivelul anumitor jucători care nu au posibilitatea să joace până acum. Responsabilitatea mea, pe care mi-o asum și până la ora jocului sper să iau deciziile cele mai bune. Statistica cu Stea era bună înainte de meciul ăsta. Sperați să rămână aceeași? Ce ți-ați scris acum? Am spus mai înainte că am avut rezultate destul de bune contra Stelei în ultimii ani. Dacă mi-aduc aminte, bine, eu personal contra Stelei nu prea am pierdut de mulți ani de când am venit aici, chiar știu că am făcut meciuri egale mai multe, am câștigat la pe terenul Astrei contra Stelei atunci după acea accidentare gravă lui Băcil, am făcut meci egal pe la Severin, vreo două meciuri egale pe teren propriu, meci egal la București, nu prea am pierdut în ultimul timp, dar nu trebuie să ne luăm după statistică. În meciurile directe contra Stelei, eu personal am un handicap mare. Este grea pierderea brevă. Citește, pune un pic mai, că nu vede de să... Spune. Nu, vorbeam cu... Este grea pierderea brevă. Am declarat că mă bucur pentru el personal, mă bucur că a ajuns la cea mai dreptată echipă din țară și sunt convins că va juca titular. Este grea, chiar dacă o să mă puteți contrazice într-un anumit fel, jocurile lui din primele etape nu a fost atât de concludent. Mi-e și normal atunci când aproape lună de zile să ai în cap non-stop Steaua și posibilitatea de a juca din Champions League, să scrie în toate ziarele, să vorbească la televiziune de această oportunitate și să te poți concentra să joci la capacitate maximă. E foarte greu. Cred că din cauza asta și evoluția lui a fost una mai modestă. Dar e un jucător pe care eu l-am apreciat și pare rău că n-am putut să lucrez mai mult cu el. Sunt convins că va juca titular. Nu știu dacă va juca vineri sau peste o săptămână, dar sunt convins că va fi un jucător, așa cum am declarat despre Pintili și despre Chiricheș, că vor fi jucători de bază. Și Nicandru este un jucător foarte valoros, iar trebuie să recunoaște că Petru Pandur este o pierdere destul de mare. Poate fi supozit o pierdere și în ideea în care noastră, ca și filozofie de joc, folosiți un singur vizator în general? În general, da, e o pierdere, că rămâi cu foarte puține soluții, dar o să încerc să găsesc alte posibilități. Poate o să schimbăm și o să jucăm nu numai cu unul, o să jucăm iarăși cu doi. Asta o să vedem în funcție de meciuri până la urmă și o să vedem. E o pierdere, o regretăm sportiv, ne bucurăm uman pentru el, a ajuns undeva mai bine. Steaua arată mai bine sau mai puțin bine, poate vreți să vă A pierdut jucători importanți, este clar că a pierdut jucători importanți, dar să nu uităm că nu a pierdut niciun joc oficial în această perioadă. Așa că un brand foarte puternic, o echipă bună, echipă care normal și-a schimbat și antrenorul și poate și filozofia de joc, a pierdut câțiva jucători importanți, dar rămâne Steaua și este într-adevăr cea mai iubită și cea mai populară echipă din țară și de ce nu și valoarea sa, are jucători care poate să facă diferență. Ne-am amăgit acum să credem că Steaua a slăbit față de anul trecut. Să vedem la sfârșitul campionatului, e posibil ca tot ei să fie campioni. Este un jucător de care trebuie să teamă pandurii la Steaua? Sunt primii 11 plus rezervele. Toți. De toți putem să ne temem și sunt jucători foarte, foarte valoroși. Cum vedeți meciul Stelei cu Ludogoreț? Vedem? Meciul Stelei cu Ludogoreț. De obicei îl văd singur. Și de data asta cred că o să fie la fel. O să fie marți. O să stau la hotel și o să-l urmăresc. O să fiu fanul tuturor echipelor românești, echipelor europene. Așa cum o să fiu și fanul Stelei marți. Până atunci, mă interesează meciul nostru cu Steaua. Credeți că ar putea Steaua să menajeze câțiva jucători cu gândul? E posibil și asta. E posibil și asta. Nu știu care este filozofia actuală de antrenor, pentru că știm foarte bine că Reghinca făcea lucrul ăsta în perioada cât a fost
antrenorul Stelei, eu știu, înainte sau după meciul din grupe sau din Champions League, folosea și jucători mai puțin folosiți în campionat sau de obicei. E posibil să fie lucrul ăsta. Nu cunosc amănunte, dar este posibil. Poate să fie un avantaj. E posibil să fie un avantaj. Dar avantajul ăsta trebuie să-l valorificăm noi. Dacă ne prezentăm cum ne-am prezentat până acum, credeți că este vreun avantaj pentru trebuie? Nu este niciun avantaj. Dar e posibil, o să vedem. Nu, nu contează pentru noi este să ne revenim din toate punctele de vedere și să abordăm partida cu încredere. Nu avem nimic de pierdut și să sperăm că evoluția noastră ne va da încredere pentru meciurile următoare. Acest loc 13, un retrogradabil în acest moment, apasă puțin pe umerii echipei? Nu, apasă. Sau se simte oarecare... Nu e vorba de loc în sine. După trei etape se face un clasament. Faptul jocul merge și... Un clasament, așa da. Poate dacă ne gândim la jocul pe care îl avem, aici ne putem gândi la lucruri. Dar așa, ca să ne gândim că suntem acum pe locul 13 și că după trei etape se face un clasament, că ești loc retrogradabil, nu cred că e concludent. Dar ca joc, într-adevăr, e un semn de întrebare. Am avut discuții cu ei și chiar mi-a părut bine că sunt interesat și caută și motive sau cauze care au dus la această evoluție noastră. Pentru că aveam mult mai multă încredere, am și în pregătire și aveam mult mai multe speranțe pentru ce vrea campionatul. Din păcate am dezamăgit. Deocamdată, nu-i nimic pierdut, sunt trecute doar trei etape, mergem înainte și cred că echipa va ieși din impasul ăsta. Meciul cu Steaua este mai important din punctul de vedere al punctelor puse în joc sau al moralului pe care l-ar putea câștiga echipa? Cred că moralul e mai important. Cred că jocul în sine este mai important. Asta nu înseamnă că ne interesează punctele. Sau punctul. Dar este clar că în o astfel de partidă te poți testa la cel mai înalt nivel, ținând cont de adversarul pe care îl avem și să sperăm că ne vom putea ridica la nivelul adversarului și să dăm o replică foarte bună, ceea ce ne-ar putea da încredere pentru meciurile următoare. Acum nu mergem, sau știu să declar acum că mergem la Steaua și câștigăm sigur sau nu pierdem. E clar că mergem să jucăm și să avem o creștere în joc, pentru că ultima oară am dezamăgit total. Și mă repet încă o dată, asta e responsabilitatea mea și cred că cel mai vinovat pentru asta sunt eu. Și pare rău că s-a întâmplat lucrul ăsta. Încă nu se șterge această supărare și eșecul pe care l-am avut etapa trecută. Suntem profesioniști, trebuie să trecem mai departe și să încercăm ca jocul în partea cu Steaua să fie altul. Care e situația lui Eric în acest moment și când ar putea reveni el pe teren? E greu de spus. E o accidentare care sigur îl va ține mult mai mult, așa cum ne așteptam. Se pare că perioada de recuperare se va prelungi cel puțin încă o lună, după care vom vedea atunci, putea să vedem care e. A început alergările ușoare, dar încă cu dureri și e o accidentare care, din păcate, necesită un timp. E o pierdere și el, e o pierdere și Prevăld. Dar a trebuit să ne completăm cu ce avem și să încercăm să depășim momentul. Credeți că ar putea reveni curând în schemă? Vă spun sincer că chiar mă bucur pentru el și pare că a crescut mult și a revenit cât de cât. Nu știu dacă va fi apt acum pentru 100% pentru meci cu Steaua, dar sigur va fi în cel mai scurt timp o soluție. În contextul actual e o surpriză dacă obțineți un egal sau victorie pe Ghencea? Și în alt context era o surpriză. Cu atât mai mult acum, după evoluția noastră de început de campionat. Ar fi o mare surpriză dacă am scoate un rezultat favorabil. Dar ați văzut și dumneavoastră că și în campionat s-au întâmplat suficient de multe surprize. Chiar înfrângerea noastră de pe teren propriu a fost o surpriză. Să vezi, înfrângerea Astrei, care a început în fanfară la campionatul și a pierdut la Botoșani în superioritate numerică. Surprize au fost și vor mai fi. Sperăm să fim și noi. Mulțumesc.
Ne dorim lucrul ăsta. Mai citește o întrebare. Chiricheș e într-o cădere de formă. E într-o cădere extraordinar de mare de formă și are oferte de la Lazio, Roma și Juventus. Foarte mare cădere de formă. Îmi pare rău pentru el. Credeți că îi se potrivește mai mult campionatul italian? Nu știu, dar când ai oferte de la asemenea echipe, este clar că nu e vorba de cădere de formă. Poate e o problemă de adaptare, poate e o problemă de gândirea antrenorului vis-a-vis de tactica pe care o, și vrea alți jucători sau alt stil de jucător. Jucător foarte bun, Chiriche, și un, vă știți bine de tot, a avut și într-adevăr niște probleme medicale, dar atâta timp cât, bine, la nivel de zvon, ai oferte de la Roma, Lazio sau Juventus, înseamnă că cei care îl urmăresc îl apreciază ca și calitativ, vreau să spun. Și sunt convins că va juca.